Pe strada Apalinei din municipiul Reghin, în dimineața zilei de 1 decembrie, în dreptul unui imobil, doi pietoni care circulau neregulamentar pe partea dreaptă a drumului, fără a purta veste reflectorizante pe timp de noapte, au fost accidentați grav de un autoturism care, după impact, a părăsit partea carosabilă intrând pe un teren viran, oprindu-se în gardul unui imobil, după care conducătorul auto a dispărut. În urma accidentului rutier, victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Reghin, unde li s-au acordat îngrijiri medicale. În urma activităților efectuate de către polițiști din cadrul biroului rutier de la Poliția Municipiului Reghin, a fost identificat șoferul în cazul accidentului de circulație, fiind un bărbat de 29 de ani din Reghin. Acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea pe drumurilor publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule și părăsirea locului accidentului fără încredințarea organelor de poliție, totodată fiind emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, ulterior urmând a fi prezentat judecătoriei Reghin cu propunere de arestare preventivă.